magică și elocventă, ai o mentalitate analitică și o pasiune pentru rezolvarea unor probleme incredibil de complexe. Chiar și minciuna și capriciul cel mai nevinovat sunt dezgustătoare pentru tine. Tu încerci să răspândești adevărul și să-ți împărtășești ideile cu oamenii. Puterea ta este în capacitatea de a te distra și de a râde. Uneori este posibil să-i judeci pe alții cu comentarii pline de înțelepciune și observații profunde, dar întotdeauna reușești să-i faci pe oameni să gândească. Ești o persoană cu o înțelepciune și o inteligență native, ești aproape întotdeauna plină de o ironie subtilă, uneori destructivă. Tu știi să faci pe oameni să râdă, dar în același timp să-i faci să gândească. Pentru a spune ceva semnificativ, pentru tine va dura câteva secunde. Nu îți este dificil pentru tine să găsești o formă bună pentru a spune sau pur și simplu arunca un gând în urechile altcuiva. Iubitoarea poveștilor și glumelor amuzante, ești înzestrată de ursitoare cu abilitatea de a transforma o realitate destul de plictisitoare într-o adevărată sărbătoare a vieții. Aceste lucruri nu înseamnă că ești un om superficial. Umorul, ironia, remarcile extraordinar de precise au multă semnificație. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: progresivitate, reverie, naturalitate, democrație, originalitate. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Ești o persoană inteligentă, care poate rezolva rapid și extrem de neobișnuit chiar și cele mai complexe probleme. Ești sociabilă, poți avea mulți prieteni și cunoștințe, printre care ești renumită pentru simțul umorului spumos. Optimistă, ești întotdeauna în centrul atenției oricărei companii datorită limbajului, observației și spiritului tău ascuțit. Nu doar amuzi oameni, aproape întotdeauna glumele tale sunt atât de adânce încât seamănă cu aforismele și te fac să te gândești și să reflectezi. Astrele au insuflat în tine o dragoste de adevăr, dorința de a-l găsi și de a-l da oamenilor. Este adevărat că nu iei viața prea în serios. Cu toate acestea, nu există niciun motiv pentru a subestima ceea ce faci. Excentricitățile tale pot fi chiar numite un fel de viziune filozofică a vieții. Poți avea o atitudine negativă față de viață, o poți percepe negativ, uneori afișând de tendințe distrugătoare sau violente în comportamentul tău. Poți fi dintre cele care ignoră legile sau regulile sociale,
crezând că ești guvernată de karma, de energie rea sau de ceva similar. De fapt, te expui doar la loviturile soartei. Ar trebui să eviți transformarea ironiei tale subtile în sarcasm, ridiculizare sau un imperativ otrăvitor. Umorul negru, deși percepută de alții, este pozitiv, dar în timp, interesul pentru el începe să slăbească. Desigur, fiecarei persoane îi place să râdă din inimă, dar în ceea ce privește râsul, obiectul râsului este întotdeauna important. Ești incredibil de sensibilă la a te distra de tine însăți. Dar dacă cuiva îi vine în minte să se distreze de tine, mai ales în public, va câștiga un dușman pe viață. Viteza gândirii tale poate uimi pe alții. Tu nu pierzi niciodată o șansă de a străluci prin abilitățile oratorii. În căutarea unui public recunoscător, îți petreci adesea timpul liber cu oameni obișnuiți, a căror dezvoltare intelectuală nu depășește nivelul mediu. Prietenii tăi sunt, de obicei, oameni cinstiți care nu sunt împovărați de cunoștințe speciale, dar care pot să se odihnească și să se relaxeze. Tu trebuie să-ți controlezi dorința de a râde în mod constant de ceilalți. În plus, ar trebui să îndrumi o parte din talentul tău extraordinar să te uiți critic la tine însăți pentru a-ți îmbunătăți propriile abilități creative. Uneori trebuie să fii singură cu tine însăți pentru a înțelege circumstanțele de viață care s-au dezvoltat în prezent. Nu ești similară cu alți reprezentanți din vărsător având astfel de calități, ești unică, sigură, îți este ușor să vorbești. Este foarte probabil că încă din adolescență să-ți fi ales profesia, ceea ce presupune lucrul cu o activitate mentală și fizică înaltă. Cum afectează data de 14 februarie soarta ta? Tu cunoști prețul unei glume bune și folosești această armă uneori depășind de limitele a ceea ce este permis. Găsirea cuvintelor potrivite pentru a comunica cu oamenii nu este dificilă pentru tine. Îți place să te joci cu oamenii și, în cea mai tragică situație, vezi fețele amuzante ale conjuncturii. Tu ești în stare să arunci o glumă neagră la o înmormântare. Cu toate acestea, aceste lucruri nu înseamnă că gândirea ta este limitată. Tu ai o logică uimitoare și o minte inteligentă, dar nu ești capabilă să iei viața în mod serios, organic, ceea ce afectează eficacitatea acțiunilor tale. Poate prin aceasta te îndepărtezi doar de percepția negativului pentru a păstra pacea intactă a sufletului tău. Uneori, traversezi această linie fină de ironie și sarcasm în evaluarea oamenilor și evenimentelor. Glumele tale pot deveni nepoliticoase și negative, deși de obicei, place interlocutorilor, cu excepția obiectului acestor glume, care cu greu găsește un răspuns adecvat. Unii oameni sunt jigniți de aceste lucruri și au o reacție negativă, pentru că nu mai sunt amuzați, ci dezgustați. Cu toate acestea, tu poți râde de tine însăți de asemenea. Aceste lucruri te ajută să scazi stresul și, prin expunerea defectelor tale, îți reduci impactul negativ asupra vieții tale. Dar ironia la adresa ta, nu o accepți organic și distrugi dinamicul la fața locului, folosind cea mai dificilă armă. Logica și viteza ta de gândire nu este de înțeles și este surprinzătoare pentru ceilalți. Te concentrezi pe munca ta cu perseverență maniacală. Mintea ta matematică rezolvă toate problemele cu care te confrunți, cu viteză și precizie uimitoare. Tu ai nevoie de o pregătire constantă a gândirii tale logice și ar trebui să alegi o profesie care ți oferă utilizarea minții bogate. Succesul cu documentele nu te interesează. Îți place să vorbești în fața unei audiențe largi, unde înțelepciunea ta poate dobândi un domeniu larg și există o posibilitate de autoexprimare. În acest scop, tu cauți societăți ale unor oameni simpli, care percep fiecare cuvânt pe care îl spui ca un exemplu de inteligență. Tu preferi să-ți faci prieteni printre oameni obișnuiți decenți, care nu se disting prin talente speciale. Totuși ar trebui să te oprești în ridiculizarea a tot ceea ce este în domeniul tău de viziune. Poate că o atitudine mai serioasă față de viață te va ajuta să te uiți la tine însăți dintr-un unghi diferit. Nu ți-ar face rău să te gândești la locul tău în viață și să te gândești la modalități de a atinge perfecțiunea.
Dragoste și compatibilitate. Fiind născută în ziua Sfântului Valentin, ești loială și iubitoare, dar nu întotdeauna romantică. Prietenia sinceră și înțelegerea sunt evaluate de tine cu mult mai multe decât afirmațiile sentimentale presărate cu zahăr. Ai nevoie de un partener care să-ți împărtășească interesele și idealurile sociale și să-ți dea libertatea deplină. Într-un cuvânt, nu ai inimă, nu poți fi geloasă, nu ai capacitatea de a iubi. Atrăgătoare în ceea ce privește crearea unei familii puternice și prietenoase pentru tine sunt semne ca săgetător, gemeni și balanță. Cu ei vei găsi puncte comune de contact și sunt gata să-ți dea libertate. Poți găsi un limbaj comun și te poți înțelege sub un singur acoperiș cu capricornul, berbecul și peștii. Dar trebuie să te schimbi și mai întâi de toate, să devii mai responsabilă alături de ei. La o vârstă mai târzie, cu un reprezentant al leului poți face un cuplu minunat. Poți lua în considerare alte opțiuni, dar dacă nu ai nevoie de ele, mai degrabă nu le lua. Deși ai șanse pentru o căsnicie fericită cu rac, scorpion, taur, fecioară și vărsător, fără multe concesii reciproce, fără restricții privind libertatea ta și așa mai departe, este puțin probabil. Locuri de muncă și carieră. Capacitatea ta de a te concentra pe misiune este cu adevărat uimitoare. Ai o abilitate cu adevărat unică de a analiza și de a rezolva rațional sarcinile stabilite. Tu dai preferința celor tipuri de muncă care sunt asociate cu o mare activitate, unde poți folosi pe deplin creierul tău cu adevărat extraordinar. În același timp, singurătatea în tăcerea bibliotecilor nu este în mod evident pentru tine. Ai un simț al umorului sclipitor. Ești stăpână pe sarcasm și ironie. Glumele tale sunt întotdeauna umplute cu înțeles ascuns și apel la reflexie, dar pot fi cu adevărat crude. Ești foarte mulțumită să fii invitată la petreceri și sărbători, deoarece chiar și în rutina gri, observi neobișnuitul și ești capabilă să prezinți ceea ce tu vezi într-un mod plin de umor. Secretul acestui succes constă în faptul că ești foarte atentă, ai o gândire nestandardizată și, în același timp, percepi viața destul de ușor. Tu ți-ai ales filozofia și excentricitățile, tocmai prin umor, glume și remarci subtile. Dacă cineva te vede pesimistă și constant deprimată, înseamnă că, din anumite motive, ai luat poziția de victimă, te simți ofensată în mod injust de soartă și circumstanțe. Dar în acest caz nu dorești să rezolvi problemele și să lucrezi pe tine însăți și pe viața ta, deși adesea problemele nu sunt deloc teribile, preferi să suporți loviturile soartei și să suferi. Adesea, în acest caz, încerci să te justifici cu religie, fatalism, karmă, ghinion, daune induse și altele asemenea, dai vina pe cineva și vei dori să-l ștergi de pe fața pământului pentru că tu crezi că el e vinovat. Dar merită să-ți amintești că omul însuși este creatorul propriului său destin, dacă problemele nu sunt rezolvate, ele însele nu vor fi rezolvate. Nu trebuie să renunți, și atunci totul se va întoarce spre bine. Sănătate și boli. Destul de ciudat, optimistă și veselă, suferi adesea de stresul care nu este vizibil la prima vedere. Stresul te amenință chiar dacă ai un succes deosebit, ai o muncă și o carieră, mulți prieteni, dragoste, bani, noroc în viață. Dar în viața ta rareori vine ceva gratis. Pentru a nu lăsa stresul să-ți submineze sănătatea, trebuie să te odihnești suficiente ore și, în general, să urmezi un regim rezonabil. Nu utiliza antidepresive fără prescripție medicală, nu abuza de cafea, de fumat și de alți stimulatori, chiar din motive de muncă urgentă. Asigură-te că înveți și stăpânești tehnica meditației și învață să faci față chiar și celor mai puternice emoții pe cont propriu, fără ajutorul medicamentelor. Vulnerabilitățile organismului tău sunt sistemul cardiovascular și sistemul endocrin. Ar trebui să înveți cu siguranță să-ți reduci furia și agresivitatea și să ai grijă de sănătatea ta pentru a preveni problemele cardiace. Sistemului tău nervos sunt contraindicate diferite stimulente și supraîncărcare.
În lupta împotriva depresiei și stării de spirit proaste te va ajuta sportul și dieta. O dietă echilibrată și un exercițiu moderat te vor ajuta să scapi de efectele dăunătoare ale depresiei. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu putere și sănătate bună. Ești curajoasă, independentă, ai propriile opinii, dar nu neglijezi sfatul și opiniile altora. Știi să asculți și să auzi, să iei decizii în mod independent și aproape întotdeauna să ai dreptate. Ești încrezătoare în tine, muncitoare, cinstită. Cei din jurul tău te iubesc și te tratează cu respect, ascultând sfatul tău înțelept. Ai mulți prieteni, o viață interesantă, fericită și lungă, plină de fericire, noroc și succes. Tu onorezi tradițiile familiei în care ai crescut. Cu rudele ai o relație minunată, de încredere. Familia are relații armonioase, calde, o atmosferă de înțelegere reciprocă. În sfera financiară ai succes, reușești să obții succes în viață. Sfaturi pentru tine. Folosește-ți abilitățile în scop creativ și direcționează-le spre sarcinile cu care te confrunți. Nu este necesar, cu ajutorul lor, să ți satisfaci mândria. Sentimentele și dorințele celorlalți ar trebui să aibă mai multă valoare în ochii tăi. Nu trebuie să exprimi tot ceea ce îți vine în minte, chiar dacă crezi că este teribil de spiritual. Poți glumi despre tine însăți, dar nu permiți nimănui să te ridiculizeze. Aceasta este cea mai bună modalitate de a se certa cineva cu tine pentru totdeauna și chiar să devină dușmanul tău. Ai reacții rapide și un limbaj extrem de ascuțit. Abilitatea de a analiza și de a gândi în mod logic este, de asemenea, un atut puternic pentru tine. Creierul tău este capabil să genereze soluții neobișnuite pentru multe probleme standard cu mare viteză. Situațiile cu schimbare rapidă, locuri de muncă care necesită grabă, probleme care necesită o soluție neobișnuită, sunt elementul tău. Îți place să te prezinți și să ții un discurs. Pentru aceasta, îți faci prieteni mulți care sunt mai puțin educați decât tine. Îți place să spui lucruri noi și să înveți, în timp ce strălucești în lumina reflectoarelor. Fii tolerantă față de ceilalți și fii mai critică față de tine însăți. Nu uita să petreci ceva timp singură, analizând comportamentul tău pentru a evita greșelile în viitor. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari.
stridente, cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore, și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.